A învins coronavirusul la 117 ani. Este vorba despre o călugăriță care a reușit să se vindece de COVID-19 după ce fusese contaminată. Aceasta a declarat că nici măcar nu știa că este infectată, întrucât nu a prezentat niciun simptom. A reușit să se vindece de COVID la 117 ani. Aceasta a fost testată pozitiv în data de 16 ianuarie și nu a dezvoltat niciun simptom al infecției cu coronavirus. Călugărița a declarat presei că nici nu a realizat că este contaminată. Aceasta a fost izolată de restul rezidenților azilului în care locuiește și este considerată acum complet vindecată. Femeia în vârstă de 117 ani este din Franța și este considerată cea mai vârstnică persoană din lume.